Laboratoare criminalistice dotate de Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru anchetatorii moldoveni, 3 laboratoare mobile cu truse criminalistice și alte instrumente pentru cercetarea la fața locului, inclusiv pentru identificarea și prelevarea probelor de la locul comiterii infracțiunii. Echipamentele în valoare de $720.000 au fost cumpărate din banii oferiți de Guvernul American. Pentru noi acest proiect e foarte important pentru că încercăm să modernizăm muncă de poliție aici în Republica Moldova. Noi credem că e nu o chestiune de cercetare de științe, e o chestiune de moderniza pregătire de poliție și pentru a să avem rezultate pozitive în investigație crimelor. La ce nivel se află pregătirea organelor de drept din Moldova, în considerare echipamentul acestora? Cât de... Echipamentul e numai o parte de provocare noastră. E foarte importantă pregătire, e foarte importantă chiar o doctrină modernă de cum se face muncă de poliția. Poate ceva, nu știu, sunt niște momente mai slabe, mai minusuri în poliția. Eu cred că până acum există diferite lipse de tehnologie, de cum se face munca de poliția. Eu știu că înainte rezultate pozitive de investigare depinde de marturi și aceste nu întotdeauna funcționează corect. Când avem dovezi obiective, e foarte important pentru un rezultat pozitiv Eu sunt sigur că atât eu cât și dumneavoastră ați rămas impresionat de aceste echipamente, de fapt niște instrumente foarte necesare și utile pentru Ministerul Afacerilor Interne, pentru că atunci când vorbim despre ordine publică și oamenii, și chiar vă rog prin intermediul dumneavoastră să comunicați că există deja suficiente capacități la Ministerul de Interne pentru a descoperi crimele, pentru a identifica răufăcătorii, astfel încât oamenii să aibă această liniște și eu sper foarte mult că dincolo de capacitățile care trebuie să le aibă colaboratorii nemijlocit a acestui centru, de astăzi înainte au și instrumentariul necesar, care este mult mai performant decât cel care l-au stăpânit până acum și pe această cale vreau să mulțumesc încă o dată Guvernului American pentru acest suport, pentru că a fost posibil și vreau să scot în evidență că este important nu doar această dotare tehnică, dar este foarte important că și au fost instruiți experții, personalul care vor utiliza aceste instrumente. Autospecialele vor fi utilizate de Centrul Tehnico-Criminalistic și Expertiză Judiciară din Chișinău și subdiviziunile regionale ale acestuia din Bălți și Cahul pentru investigarea infracțiunilor grave sau de rezonanță. Obiectele, inclusiv automobilele implicate în diferite infracțiuni, nu vor mai trebui să fie transportate în laboratoarele criminaliștilor. Folosind echipamentele dotate, polițiștii moldoveni vor putea colecta toate probele chiar la locul faptei, în interiorul unui cort care este dotat cu un sistem portabil de prelucrare a urmelor și amprentelor. Cu acesta, criminaliștii se vor deplasa la locul infracțiunilor grave. Plus la microurme, avem un mini aspirator, colector de acele microurme, container filtru, în care se depozitează acele microurme, respectiv următoarea etapă, ea se împacheta, sigila și trimite la o anumită instituție de cercetare. Următoarea trusă biologică, la fel, are doar echipament de împachetare a acelei microurme și respectiv de trimis la specializare. Polițiștii din Bălți, Cahul și Chișinău au primit câte un microbuz dotat cu laboratoare mobile mari. În ele încap
peste 10 truse criminalistice și alte instrumente pentru cercetarea la locul crimei. Alte 5 automobile dotate cu laboratoare pentru investigație vor ajunge în Drochia, Hâncești, Orhei, Bălți și Chișinău. Unde se văd crestele papilare, totodată dumnealui, odată și amprente digitale, ca să nu încălcăm legea cu privire la date de caracter personal, am spus X, Y. Laboratoarele mobile criminalistice pentru investigarea crimelor au fost donate de Ambasada Statelor Unite ale Americii în Moldova și PNUD pentru Ministerul Afacerilor Interne în cadrul proiectului Suport pentru Reforma Poliției în Moldova.